Good morning, bună dimineața. Dați-mi voi în primul rând să salut oaspeții noștri participanți la acest eveniment care au dat curs invitației de a participa la eveniment și de a participa în mod special la dezbatere pe acest subiect. Și dați-mi voie să mulțumesc în același timp și organizatorilor, prietenilor noștri de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru organizarea evenimentului și pentru perseverența și intensitatea cu care au fost organizate toate acțiunile pentru ca acest eveniment de astăzi să se desfășoare bine. Evident, salut și colegii mei din Parlament, colegii și din echipa Parlamentului și colegi din corpul deputaților, precum și reprezentanții presiei, reprezentanții societății civile, toți cei care astăzi au avut interesul să dezbatem subiectul legat de codul de conduită și de etică al deputaților. În anul 2000, adunarea parlamentară a Consiliului Europei, prin rezoluția sa 1214, a menționat care este rolul Parlamentului în luptă împotriva corupției. Și a plasat Parlamentul ca una dintre cele mai importante instituții într-un stat, luând în considerare și legătura între această instituție și cetățeni, ca fiind o instituție, prin mecanismele sale, cea mai bine plasată pentru a lupta împotriva corupției. Și când vorbim despre Parlament, ca instituție, bineînțeles, ne referim și la corpul deputaților. Și acea rezoluție vorbea și despre transparență și responsabilitatea instituției Parlamentului, luând în considerare că în Republica Moldova flagelul corupției sau corupția este subiectul la care se discută atât de mult și care este simțit în foarte multe domenii, și Parlamentului Republicii Moldova îi revine rolul important de luptă sau de a participa într-o contracarare a acestui fenomen al corupției. Dar un Parlament nu este capabil să lupte pe deplin cu flagelul respectiv dacă nu are un corp integru de deputați. Și când vorbim despre integritate, bineînțeles, vorbim și de reguli de conduită, vorbim și de regulile de etică. Și iată de ce câțiva entuziaști, autori, și în mod special aici am să-l menționez pe domnul Deliu, și cu ajutorul și expertiza colegilor din Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au elaborat un prim proiect de cod de conduită a deputaților. Când vorbim despre cod de etică și de conduită, nu ne referim în mod special doar la unele reguli de comportament, de politețe, de onestitate în relații care există între membrii Parlamentului. Și nu vorbim despre un comportament al deputaților în cadrul sesiunii, în ședințelor plenare, în sesiunile plenare sau în clădirile Parlamentului, dar vorbim despre, în primul și în primul rând, despre reguli de etică care presupun și integritatea deputaților. Vorbim despre evitarea conflictelor de interese, vorbim despre faptul că deputații ar trebui să refuze și când trebuie și cum se anunță tot ceea ce înseamnă cadouri, angajamente, invitații, care sunt procedurile. Și bineînțeles vorbim și despre apariția unor elemente noi în cadrul Parlamentului, cum este cel al comisarului de etică. Toate aceste subiecte vor fi dezbătute și pentru mine personal și sunt sigur și pentru colegii din Parlament, este foarte important să cunoaștem cât mai multe despre experiența altor state, despre experiența altor parlamente. Aici sunt prezenți exponenții care au direct de a face sau au avut de a face cu comisiile de etică, comisiile de numiri, de imunități ale parlamentelor din regiune și nu numai. Și este foarte important pentru noi să înțelegem mai bine cum funcționează aceste mecanisme
ca să reușim să implementăm cele mai bune practici și pentru Republica Moldova și pentru Parlamentul Republicii Moldova. Acest proiect de lege deja se află pe agenda Parlamentului pe următoarele două săptămâni, ceea ce înseamnă că în timpul cel mai apropiat vom avea dezbateri și în plenul Parlamentului și chiar votul în primă lectură ca și concept, ca ulterior, după îmbunătățiri, dezbateri și inclusiv ca și rezultat a dezbaterilor de astăzi, care vor duce cu siguranță la îmbunătățirea și perfecționarea cadrului legal, să-l votăm și în lectura finală. Dați-mi voie încă o dată, din numele Parlamentului Republicii Moldova, conducerii instituției, să aduc mulțumiri și aprecieri celor care au organizat evenimentul și, bineînțeles, oaspeților noștri care noi onorăm să-i avem astăzi și care cu siguranță vor avea o contribuție și în baza acestei contribuții vom avea și noi efecte pozitive la tot ceea ce înseamnă un cadru juridic bun în luptă împotriva corupției prin conduita și etica deputaților. Vă mulțumesc foarte mult, doresc succes acestui eveniment și să fie într-un ceas bun, cu cele mai bune rezultate.